Municipalitatea intenționează să achiziționeze echipamente de fitness pentru a le monta în locurile cel mai des frecventate de copii și adulți. Astfel, în municipiul Târgu Jiu vor fi montate în perioada următoare încă 3 locuri cu aparatură fitness, respectiv în Narciselor, Debarcader și Siretului. În prezent, 2 parcuri din oraș sunt amenajate cu aparatură de fitness. Este vorba de Parcul Central și Parcul Lido. Mai apar încă 3 locuri cu echipamente de fitness. Unul în cartierul Narciselor, unul în parc în Debarcader și da, în cartierul Narciselor, pentru că sunt foarte multe familii acolo și sunt familii tinere și au mulți copii, până la urmă e normal să fie așa, și în zona Siretului mai e al treilea. O să se continue și în anii următori cu aceste echipamente de fitness, pentru că am remarcat că sunt foarte folosite. Adulții stau la coadă să termine copiii exercițiile fizice. Cetățenii văd cu ochi buni înființarea acestor locuri de practicare a activităților cu caracter sportiv, mai ales pentru copii. Sunt utile aceste aparate? Oh, da, sigur, cum să nu, mai ales pentru noi bătrânii. Veniți des aici să faceți mișcare? Mai ales că stau aproape, sigur, în fiecare zi intru în parc. Sunt bune pentru copii, dar încă trebuie mai multe, așa că spațiu, parcul mare și copii mulți. L-ați încercat și dumneavoastră? Poftiți? L-ați încercat și dumneavoastră? Da, sunt foarte bune, da. Veniți adică ce să faceți mișcare? Da, vin cu o mică vedea asta. Ce, pentru copii e binevenit, decât să se dea bani în altă parte, așa pe unde îl trebuie, mai bine pentru un copil. Și pentru dumneavoastră e bine, nu? Da, și pentru mai devastate. Da, și așa cum spune medicul, și pentru devastate. Ai mai venit până acum? Da. Cine te-a învățat să le folosești? Singura. Ce-ți place? Ce aparat îți place ție să folosești? Ăla. Portocaliu. De stepperul, nu? Da. Această investiție se ridică la suma de 50.000 de lei și va fi finalizată până la sfârșitul lunii august.